Despre orașul Slănic, Moldova, sunt foarte multe lucruri frumoase de spus, pentru că mi-aduc aminte, acum 4 ani lucrurile s-au schimbat în bine și vreau să vă mărturisesc, dragi prieteni, că cel puțin o dată la 2 săptămâni mă duc nu numai pentru aerul curat la Slănic, Moldova, ci și pentru faptul că, fiind în această branșă a presei, vreau să aflu mereu ce noutăți mai sunt, ce lucruri a mai rezolvat primarul Baciu la Slănic, Moldova, pentru că a fost o perioadă un pic mai dificil la început, dar pentru că o să ne rezervăm o altă emisiune în care să povestim despre tot mandatul dumneavoastră, o să vă rog să începeți undeva 2018-2019, cum au mers lucrurile, pentru că la vremea aia viceprimarul era altcineva sau tot el era? Tot sau își făcea treaba la momentul respectiv? No, dar asta a fost în emisiunea trecută. Exact cum am prezentat eu. Așa. Da, bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Mă bucur că am ocazia să prezint lucrurile și mulțumesc invitației și apreciez că sunteți și noi vă mulțumim. Un suport pentru transparența în administrația publică. Este foarte important ca noi să înțelegem că cu cât este mai multă transparență, cu atât oamenii vor înțelege că nu avem nimic de ascuns, că nu avem anumite interese care ar prejudicia cumva localitatea. Îmi place să vorbesc despre anul 2019, pentru că este primul an, practic, în care eu am activat ca primar fără conturile blocate. Până pe 28 decembrie 2018, conturile primăriei Slănic Moldova au fost blocate și am avut voie să cheltuim doar pentru funcționari. Respectiv. Așa că un raport al anului 2019, domnul Ungureanu, este ceva incredibil. Eu nu mi-am putut imagina că într-un an de zile vom putea economisi pentru investiții peste 2.500.000 de RON, 25 de miliarde de lei vechi. Am reușit anul trecut să îi folosim pentru dezvoltarea, dând deoparte funcționare, salarii, toate celelalte. Așa. Astfel încât la finalul 2019, anul 2019, să rămân în zona de cifre, am constituit un excedent de 1 milion, puțin mai mult de 1 milion, 10 miliarde de lei vechi pentru investițiile de anul acesta și am făcut investiții în cursul anului trecut de peste 1.500.000 de RON. Și vreau să spun doar câteva dintre ele. Suntem aproape gata cu iluminatul public. Toată Valea Săricului are becuri cu LED și străzile laterale și în stațiune am început de acolo la izvoare până la cascada, totul este iluminat, se circulă civilizat. Adică este foarte bine că reușim să facem acest lucru. Pe de altă parte, am reușit să investim în partea de salubritate. Toată lumea are acum câte 2 pubele, toate gospodăriile au câte 2 pubele, pentru că trebuie să creștem gradul de colectare selectivă și atunci într-o pubelă pune tot ce este reciclabil și în cealaltă menajer. Am reușit să achiziționăm o mașină pentru basculabilă pe 3 direcții care să poată lua aceste deșeuri de reciclabil și să le aducă la depozitul, la stația de transfer din Onești. Am reușit să cumpărăm chiar și o presă compactoare, ce-i drept la mâna a doua, dar care să ia peturile, să nu mai umble prin mașinile, ea le presează frumos și facem acele baxuri de pet pe care le aducem la depozit. Am reușit să cumpărăm niște huse pentru pubelele mari, stradale, au o problemă. Problema este că se uită
deschis capacul, intenționat sau nu, și vine precipitația, ploaia, și îngreunează acel deșeu. Noi plătim apa de ploaie. Practic, când vine aici la stația de transfer din Onești, el ne cântărește mașina. Și atunci am luat decizia și pe rațiunea aspectului estetic și civilizat, culori diferite pentru plastic, pentru hârtie, pentru deșeurile menajere, am reușit să facem și acest lucru. Am reușit să achiziționăm tot ce trebuie pentru serviciu voluntar pentru situația de urgență. După cum știți, a intrat în vigoare Ordinul de Ministru în decembrie 2019, prin care se reorganizează, prin reorganizare sau își pierdea practic funcția vechiul serviciu și pe noua lege a serviciului voluntar pentru situația de urgență am avut niște obligații foarte mari. Spre exemplu, am cumpărat sirenă ca să putem alarma peste 30.000 de ron, a costat asta. Am cumpărat toate dotările necesare pentru SVS-ul, de la generator, la motopompă, toate aceste mărunțișuri, dar care și ele, de ele, da, și costisitoare, da, am reușit să asigurăm condiții civilizate pentru acești pompieri, da? Și, bineînțeles, am reorganizat și serviciul din luna decembrie, practic l-am făcut pe lege. Mai mult, avem acum peste 10 voluntari pentru ca, Doamne ferește, de ceva să putem apela la voluntari pe care o să-i echipăm, deci pentru cei care ne urmăresc să știe, orice tânăr care vrea să vină voluntar la serviciu pentru situații de urgență va primi tot echipamentul necesar, va primi instruirea necesară pe cheltuiala noastră, va primi lunar adică vor fi antrenamentele astea lunare. Periodice, și da. Acum analizăm posibilitatea să reducem până la 50% impozitul acestei persoane pe care îl datorează primăriei. În felul acesta să creștem această implicare practică a cetățenilor noștri în partea asta de voluntariat. Pe de altă parte, am reușit să facem economie și anul acesta vom cumpăra o mașină de gunoi, o compactoare, o mașină de gunoi nouă-nouță. Deja licitația este pornită și urmează, cât durează, că e licitație, suma este mare, durează 2-3 luni de zile. Am reușit de asemenea să cumpărăm sisteme de supraveghere, 10 sisteme de supraveghere pe care le vom instala în punctele importante din localitatea noastră pentru a monitoriza în special salubritatea și în zona izvoarelor, dar și pe Valea Stănicului. Am reușit să schimbăm centralele termice de la școala din Sălii Moldova, de la primărie, erau energofage. Centralele de la școala din Sălii Moldova aveau 20 de ani. Și cu niște horuri din alea pe unde se pierdea căldura, am adus centrale noi în condensație, am îmbunătățit foarte mult, tot cu rațiunea de a face economie, pentru că altfel banii ies pe horn afară, cum se spune mai popular. Da? Am reușit să locuim centralele de la ANL. Noi, la inundațiile din 2018, a fost afectat subsolul blocului ANL, inundat, centralele practic ele nu au fost puse în funcție niciodată, dar atunci apa aia și am dat la specialiști și spune, nu mai avem ce face cu aceste echipamente. Le-am înlocuit, investiție destul de mare și maxim la sfârșitul lunii aprilie 32 de tineri, de familii sau de tineri din localitatea noastră vor primi aceste apartamente. Vreau să vă spun așa, pentru fac o paranteză, aceste blocuri au fost gata în 2013. Din 2013 până în 2016, în 3 ani de zile, fosta guvernare nu a fost în stare să le pună în funcție, domnul Ungureanu. Și ei trâmbițează acum, le-au lăsat conturile blocate. Nu, ei trebuie racord de curent, racord de gaz și amenajarea respectivă, da? Poate că dacă erau puse în funcție, poate nu se inunda, poate nu știu. Dar în orice caz, e o cheltuială de la bugetul local pe care a trebuit să o facem. Pe de altă parte, vorbind de educație, dacă tot am ajuns, am reușit să facem, să susținem educația începând de la grădiniță. De anul, în 2019 avem două grupe de
la căminul cu orar prelungit, da? Susținem 50% din hrana acestor copii, pentru că îi încurajăm să vină să stea cât mai mult într-un mediu unde mănâncă, unde se odihnesc, unde pleacă educați acasă. Am considerat că în felul acesta creștem educația de, dacă preșcolarul ajunge în clasa întâia mai pregătit, atunci și învățătorul poate să ridice nivelul de educație. Pe partea de educație am terminat terenul de sport, l-am pus în funcție, terenul de sport de la Ceșoaia, cu trei sponsori. Nu am avut bani, dar totuși am reușit în 2019 să-l punem în funcție terenul de sport. Am reușit să facem investiții în apă, am reabilitat la stația de apă, am schimbat vanele care nu au fost schimbate de 50 de ani. 100 și ceva de mii de lei investiție în reabilitarea acestor vane. La Cireșoaia, la fel, am pus stația de pompare cu investiția pe care v-am amintit-o mai înainte și care urmează, sper, foarte repede să o punem în funcție și toți cetățenii să aibă apă, pentru că acum unii care stau mai în vale au, cei care stau mai pe deal au când și când și mi-e genă așa să trăiesc situația asta, dar vreau să mă credeți că oricâți bani ai avea, dacă nu ai aprobarea Consiliului Local, nu poți să faci lucrul acesta. Sigur. Mai mult de atât, am reușit să dotăm în primărie, am cumpărat calculatoare la școală, 20 de calculatoare am achiziționat pentru educație, pentru informatică în școală. Adică se vede numai într-un an de zile, domnul Ungureanu, eu sunt mirat, uitați, am cumpărat autoturisme. Am cumpărat autoturism pentru primărie, am casat ARO de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, care consuma 15 litri de motorină și ne mai trebuia vreo 30.000 de lei estimativ să-l reparăm ca să primească inspecția tehnică. L-am casat și avem Duster care consumă 5,3 litri de motorină și este mașină nouă și mai fiabilă și așa mai departe. Am luat mașină pentru APA Serv, un Dacia Logan cu care se va face intervenția. Și multe alte investiții care locuri de joacă pentru copii. Fiecare cartier a primit nu am modernizat tot locul de joacă, nu am permis, dar măcar cât un ansamblu de joacă pentru fiecare spațiu în parte. Să rămân la cămine. Toate grupele de grădiniță au monitoare mari cu internet, cu tot ce trebuie, au filtre de apă, unde să-și ia civilizat fiecare apă, fiecare copil să-și ia un pahar cu apă așa cum trebuie și sunt foarte bucuros de cât am reușit să facem în anul 2019. Vă dați seama, dacă noi am fi avut aceste datorii de la început și cetățenii ar fi fost mai mulțumiți. Eu nu pot să-i spun cetățenilor, spre exemplu, anul trecut am plătit 460 și ceva de mii de lei, 4 miliarde mai mult de jumătate, la Curtea de Conturi, datorie moștenită de la vechea guvernare și trecută de către Curtea de Conturi ca sarcină pentru mine. Da. Eu n-am putut să cheltui acești bani pentru cetățeni, pentru că încălcam legea. Legea spune că dispoziția Curții de Conturi este, pentru mine, este literă de lege. Eu nu mă joc cu legea și atunci a trebuit să plătesc acești 460 ceva de mii, dar în același timp am făcut un dosar ca să recuperez acești bani. Cine greșește, plătește. Dacă eu am greșit ceva, trebuie să-mi asum, domnul. Acel dosar este în curs este în acest moment? Este la Onești, da, pe rol, și își urmează cursul. Nu este treaba mea dacă judecătorul va stabili că nu a greșit nimeni, ceea ce e puțin probabil, atunci nu o să plătească nimeni. Dar cine a greșit, trebuie să plătească. Asta este situația. Noi suntem bucuroși acum, uitați, e o relaxare. Nu avem datorie la niciun fel de furnizor. Da, nu e o virtute astăzi să nu ai datorie. Dar este o necesitate ca să poți face un plan de lucru sănătos mai departe. Am terminat studiile pentru dren. Nu știu dacă știți, dar drenul nostru care ne dă apa potabilă a fost avariat mai mult de 60%.
și trecut în toate rapoartele și la momentul acesta este studiul este gata, l-am pus deja pentru măsuri în primă urgență la CNI pentru finanțare. Am terminat proiectul cu Compania Națională de Investiții de Reabilitare a Torenților de pe Valea Stănicului. Proiect de 20 de milioane de lei, 200 de miliarde de lei vechi, da? Și proiect care va intra la aprobare la Medera și sperăm foarte repede să se facă licitația și să se contracteze lucrarea. Am făcut pași importanți în ceea ce privește apa minerală. Am terminat explorarea conform, vă dați seama, 2 ani și jumătate, nimeni nu știe cât am muncit noi. Am cheltuit peste 350 de mii de lei, 3 miliarde jumate de lei vechi, cu această treabă. Și am terminat și chiar săptămâna trecută o veste bună, 6 izvoare au deja indicații terapeutice. Oficiale vom afișa acolo, ceea ce nu s-a făcut de 30 de ani, domnul Ungureanu. Da? Cine a avut aceste izvoare trebuia să le cerceteze, să le monitorizeze periodic, la maxim la 5 ani de zile trebuie să faci această etapă. Da. Nu s-a făcut, nimeni nu l-a criticat pe proprietar și acum, bineînțeles că lucrurile care nu sunt în fața cetățeanului, nu, omul vrea să vadă ceva în fața casei lui. Dar noi am prioritizat în așa fel încât să creăm o perspectivă sănătoasă de dezvoltare a localității. Și vă spun doar de o stațiune, dacă are o perspectivă bună, vin turiști și atunci și cetățenii beneficiază. Sigur că da. Ce am mai făcut? Uitați, s-a aprobat exproprierea în interes public a terenurilor și clădirilor de la izvoare. De 2 ani, din martie 2018, suntem în instanță cu societatea Flora, care e proprietar acolo, să ne dea accesul. În total avem nevoie de 21 de metri pătrați. Da? Vă dați seama, să mergem până la izvor, să luăm o probă, să venim înapoi. Noi nu avem voie să facem exploatare. El spune nu că faceți exploatare. Doamne, în etapa asta, până nu primim licența de exploatare, nu putem să luăm mai mult teren, că noi facem doar probe. Și nici astăzi n-am intrat pe fond, adică durează pentru că așa este procesul legislativ. Dar s-a aprobat și exproprierea cazinoului în interes public. Clădirea cazino, pentru că noi nu, el îi spune cazino, dar nu știu cât s-a jucat la ruletă acolo. Practic este sala noastră de spectacole, unde am avut și bibliotecă, unde am avut un centru cultural de artă și uitați, este privat și îl ține închis și se părăginește și nu putem sta pasivi. Până acum, având conturile blocate, nu puteai să gândești altfel să gândești decât cum îmi plătesc datoriile ca să pot face mai departe. E foarte bine că ați gândit pe etape lucrurile astea. Trebuiau întâi clarificate problemele financiare și juridice ale Slănicului. Ați rezolvat, Slănicul nu mai are datorii, ceea ce e un lucru extraordinar. După care ați venit cu banii și ați venit cu toate aceste proiecte. Domnul primar, vreau să vă întreb despre viziunea pe care o aveți în legătură cu Slănicul. Pentru că eu vă știu un om ambițios, un om muncitor și un om care vede un pic mai departe decât mandatul unui primar. Da, eu vreau să pregătesc cât o să fie mandatul meu, dacă o să mai fie încă unul sau... Dar când am plecat de la primărie, eu vreau să am conștiința împăcată că am lăsat ceva care poate fi continuat. Așa. Și uitați, dacă tot a spus de plan. Planul urbanistic general al localității Slănic Moldova, Pugul, acel Pug, a fost în 2000. Guvernarea trecută, 2004-2016. În 12 ani nu are făcut acest Pug și este foarte dezavantajos pentru investitori. Anul trecut, cred că în august, am semnat contractul, da? Finanțare 400 și ceva de mii de lei, care nu se vede. Nu, cetățeanul nu știe ce e la Pug, nu-l interesează decât dacă are de construit ceva, dacă poate sau nu. Dar pentru noi acest plan urbanistic general este o prioritate pentru că vom gândi dezvoltarea localității noastre pe următorii 20-30 de ani și inclusiv la momentul acesta avem discuții pentru o strategie de mobilitate urbană care integrat în Pug, Pugul are 2 ani termen. Respectiv, așa. El se va termina 2021 în august. Noi sperăm să-l avem și aprobat la forurile de resort și să finalizăm Pugul, dar până atunci vrem să gândim localitatea noastră. Pe unde va fi conectată cu drumul european
și strategia spune că va fi conectată pe la unde mergem la Răvășitul Oilor, da? Pe la Cerdac, acolo cu Hanu Codreanu, este și cea mai mică distanță și cea mai potrivită. Da, da, e foarte bun. Pe unde vor fi pistele de biciclete, pe unde vor fi trotuare și pietonal și toate celelalte, pe unde vor fi locurile pentru sport. Am reglementat și aceste aspecte. Până acum totul s-a făcut haotic. Păi unde punem o sală de sport? Punem acolo. Unde punem adică nu a fost un plan minuțios. E clar nu s-a gândit pe termen lung, da, din păcate. Acest lucru durează. Da. Adică te decalează să pierzi un an, doi, să spunem, păi, din dumneavoastră cel puțin 2 ani ați trebui să reparați ceea ce era greșit. 2 ani și jumătate să-mi plătesc datorii. 2 ani și jumătate din mandatul meu am plătit datorii, domnul Ungureanu. Da, eu sunt primar de un an de zile. Am spus-o și o repet, ca să înțeleagă lumea. Nu poți să fii primar cu conturile blocate. Ăla nu-i primar. Ăla este recuperator de creanțe ca să-ți plătești datoriile. Da? Mi-e pare rău că atunci, în 2016, trebuia să declar insolvența primăriei ca să știe toată lumea cum au stat lucrurile. Am muncit foarte mult să echilibrez asta, pentru că dacă declaram insolvența, nu eram eligibil să atragem fonduri. Și ați gândit tot pentru binele orașului. Așa a fost situația. Am mai reușit să mai reparăm câte ceva. Am reușit să facem pași importanți. Spre exemplu, vă spuneam de PUC, dar am făcut pași importanți și pe alte zone, spre exemplu pe evenimente. Anul trecut știți foarte bine, ați participat, ați fost, a fost Zile Stănicule, a fost un eveniment de răsune. Cultural foarte Toată important. Toată lumea a spus, da. Noi nu am mai avut atâta lume să din Moldova dinainte de Revoluție. Da? Evenimente, anul acesta Zilele Stănicului vor dura 10 zile, o să avem și parte de un weekend de folclor cu festivalul pe care îl susține Consiliul Județean prin domnul Zâncescu și o să avem și un weekend al Zilelor Stănicului unde încercăm să mărim durata de ofertă. Oricum, de la an la an, noi din 2016 cel puțin, am observat o creștere a numărului de turiști, o creștere a atmosferei turistice. La bunătățirea deci, serviciului. S-a văzut că în fiecare an ați făcut pași și vreau să vă dau o veste bună. Eu am nu știu, e un obicei bun sau rău, eu discut cu cetățenii. Să știți că am discutat cu cetățenii și au încredere în dumneavoastră. Deci oamenii au spus că sunt mulțumiți. Sigur că întotdeauna există loc de mai bine, de mai multe lucruri și de aceea o să am rugămintea pe final, pentru că timpul nostru este extrem de limitat în cadrul emisiunii, să ne dați un mesaj, fiindcă este și an electoral, nu e niciun fel de problemă pentru cetățenii din Slănică, da, Moldova. Da. Înainte de a vă da mesajul, am omis un lucru important. Spre exemplu, în zona izvoarelor am asigurat posibilitatea ca persoanele cu handicap să poată circula. Ceea ce este da, poate, da. Poate eu ceva banal, față de dar niciodată, da. Deci, vă dați seama, au avut licență de exploatare 26 de ani. Și n-a fost nici până nu nimeni era. Nimeni nu s-a gândit, băi, vine ăla cu căruciorul, mi-a fost rușine, mi-a și scris pe internet, doamne, nu sunteți în stare să faceți, doamne, n-am fost în stare. Și acesta e un lucru bun, că sunteți activ și pe partea de internet. Nu prea interacționez, dar îi asigur pe cei care îmi scriu că le citesc mesajele. Din momentul acesta mi s-a recomandat, acum știți cum e, că am și o consultanță în asta, să interacționez și le promit la toți cetățenii care îmi vor pune. Dar puteți să puneți o anumită zi în care să joia, vă faceți. Joia da. Este zi de audiență. Un fel de audiență online. Exact. Ce e extrem de util. Noi avem audiență online pagină. Deja avem audiență online de 2 ani de zile. Și oamenii scriu acolo și primesc răspuns. Audiență online, Primăria Țării Moldova. Bun, aducem aceste elemente moderne, dar oamenii au fost învățați într-un alt fel. Noi trebuie să avem răbdare. Noi nu putem să impunem. Da, doamne, intră. Tante Catrina nu știe decât ce aude. Ea vine la primar și îi spune direct, verbal, ce necazuri. Am îmbunătățit foarte mult și mesajul meu este că la momentul acesta am o maturitate
în ceea ce privește viziunea despre administrația publică locală. Eu am venit din mediul privat, am fost și eu puțin nepregătit, nu poți să faci o școală de primar și să o aplici. Deci nu există așa acolo. Ceva. Da. Am venit, am găsit ce am găsit și pe partea de resurse umane și pe partea de economică, juridică, pe celelalte le-am așezat și cred că am maturitatea și puterea ca în următorul mandat să realizez ceea ce mi-am propus vis-a-vis și de localitate. Să continuați proiectele pe care desigur, le-ați desigur, început. Și să facem proiecte viabile, proiecte care pe termen mediu și lung să ne aducă un plus în localitatea noastră. Eu asigur pe cetățeni de toată deschiderea mea. În primul rând sunt un om corect. Nu poate cineva spune, Baciu a făcut ceva sau am din ce, mulțumesc lui Dumnezeu, am un confort al meu venit din, de la munca mea precedentă. Nu îmi trebuie să fac învârter, cum este spuneam. Evident. Da. Noi aveam o vorbă, sunteți un primar care ați venit cu banii de acasă, deci nu i-ați dus. Nu fac adică, asta o laudă, dar vă spun din mediul sincer, privat este foarte bine și să știți că întotdeauna am fost foarte atent la primare care vin din domeniul economic. Ați făcut lucruri foarte bune și ați gândit ca un om care își gospodărește propria familie, propria, pentru că familia sunt cetățenii. Și eu cel puțin vă spun, sunt extrem de bucuros că prin transparența decizională pe care o aveți, pentru că întotdeauna orice v-am întrebat, mi-ați răspuns la întrebări. Eu am dubii acolo la primare care mă duc și spun, știți, n-am timp, nu pentru că nu pentru presă dai răspunsul, dai pentru domnule, oameni. Eu sunt o carte deschisă, exact. N-am ce să ascund, am acționat cu atâta sinceritate și pricepere, pentru că vezi, dacă te pricepi în mediul privat și ai făcut performanță în mediul privat, ai să chipzuiești și acolo ați avut angajați, ați avut oameni pentru care trebuia să asigurați un salariu și așa mai departe. Sigur, și nu puțin. Adică am adus sediul firmei mele la Sănii Moldova ca să vină impozitele în localitatea unde sunt primar. Gestul pe care alții, uitați, unul are firmă la Dărmănești, unul are le împrăște așa ca nu cumva să... Asta este reavoință. Dar vreau să închei cu intenția mea. Intenționez să îmi refac echipa, în sensul în care o să păstrez consilierii care au fost dedicați, care au adus aport pentru dezvoltarea localității, nu slavă mie sau aprecieri, că nu am nevoie de lingușeni. Am nevoie de oameni performanți, oameni care să ia decizii în cunoștință de cauză, dar să contribuie la dezvoltarea localității. Și vestea bună este că dacă acum 4 ani îi sunam și spuneam nu vreți să veniți în echipa mea, atunci spuneam nu, că știți că pe de o parte nu mă cunoșteau, poate nu aveau încredere, acum spun da, vin pentru că am văzut că sunteți un om corect, un om harnic, un om care vrea chiar să dezvoltăm localitatea. Și o să am o echipă foarte bună, mai numeroasă de data aceasta față de acum 4 ani de zile și eu sper din tot sufletul ca cetățenii, electoratul nostru să înțeleagă că doar punând în valoare pe omul harnic, pe omul corect, pe omul priceput și punându-l la respect pe beneficiarul de pe leneș, pe cel care, eu spun furăcios, e urât spus așa, cel care se hrănește din banii publici, doar în felul acesta noi vom lăsa un mod de lucru, un principiu de dezvoltare a calității pe sănătos. Nu putem să facem coțcării, da? Și să avem pretenții că dezvoltăm localitatea. Vă mulțumesc! Domnule primar, și noi vă mulțumim foarte mult și sunt convins că cetățenii din Slănic Moldova vor aprecia munca, seriozitatea, cinstea, pentru că acestea sunt valorile noastre la care trebuie să ne raportăm și sunt convins că un primar care gândește că lucrează pentru comunitate, ca și cum a lucrat pentru propria familie, merită încredere. Pentru că a fost o perioadă, și trebuie să recunoaștem, și o spun eu ca om de presă, în care în 2016 oamenii au trebuit să aleagă un alt primar. Acest primar este încă în funcție, este aici lângă noi în emisiune. Este momentul ca să reconfirme încă o dată încrederea pe care o au, dar pentru binele și pentru viziunea de viitor pe care o are primarul Baciu.
Mă bucur foarte mult încă o dată, să știți că nu scăpați de întrebările noastre. Oricând. Aveți în continuare multe piedici din partea unor oameni care, pe de altă parte, înțeleg și pe dâns și pentru că e campanie electorală, fiecare partid trebuie încearcă să vină cu ceva, dar asta am văzut-o la toate partidele și la primarii de calitate, pentru că încă o dată spun aici, vin și primari PSD și primari PNL, vor veni și cei de la USR, că e un partid care se ridică acum ușor-ușor, dar de fiecare dată am apreciat sinceritatea și deschiderea pentru ca oamenii să știe și prin intermediul presei așa cum stau lucrurile, nu doar vorbele alea pe la poartă. Că atunci dacă nu mai există presă, nu mai există transparență, atunci nici primarul nu mai are o cale directă. Sigur că dumneavoastră v-am văzut, discutați cu oamenii, aveți răbdare. Da. Fiecare problemă, n-am văzut cozi la primărie niciodată și vin ușa cam des. Ușa e deschisă tot timpul. Iar trebuie să recunoaștem că întotdeauna ușa primarului a fost deschisă și am intrat și am băut și o cafea cu primarul pentru că ne-a considerat ca din familia Slănicului. Încă o dată mult succes, dar le spunem telespectatorilor că până la campania electorală primarul Gheorghe Baciu va fi unul din invitații noștri speciali pentru ca să aflați așa cum evoluează lucrurile, pentru că sunt lupte grele la Slănic Moldova, dar cred că totuși cel mai bun va învinge și cel care se ține în continuare de treabă va avea succes. Domnule primar, toate cele bune din partea noastră și vă mulțumim încă o dată pentru prezența noastră. Mulțumesc mult și dumneavoastră și îi salut și pe cei care ne urmăresc. La revedere! Thank you.